Mulțumesc foarte mult membrilor colegiului și acum președintele executiv vă va prezenta elementele din care se alcătuiesc aceste propuneri și aceste prezentări vor continua și în următoarele două zile, deci aveți multe ocazii să le puneți întrebări. Doamna președintă vă stă acum la dispoziție dacă aveți întrebări. O să încerc să propun un mix de întrebări din sala de presă și din partea colegilor, aproape 200 de colegi sunt conectați remote, de la departare, și încep în ordinea de pe listă. Prima întrebare, Ana Gelinek, vă rog. Nu știu dacă mai mi amintesc cum să folosesc microfonul din sala de presă. Mulțumesc pentru o întrebare. O întrebare în germană pentru domna președinte. Doamnă președintă, de multe ori nu a fost ușor să aflăm clar datele finale până la care se pot folosi motoare cu ardere internă și n-a fost ușor să ajungeți la un acord în privința diverselor cifre. Dar ce se întâmplă? Ce șanse aveți să ajungeți la un acord cu cele 27 de state membre? If I may, where do you... O întrebare pentru vicepreședintele Timmermans, dacă se poate. Unde credeți că veți întâmpina cea mai uh, uh, fermă reticență și opoziție propunerilor? Dați-mi voie să includ acest lucru într-un context mai amplu. În principiu, pactul verde este răspunsul nostru la schimbările climatice. Obiectivul nostru este să ne protejăm planeta, dar să ne menținem și bunăstarea. Și suntem absolut convinși de faptul că putem face asta dacă investim foarte mult în inovație și în tehnologii curate și în produse curate. Așadar. În cadrul acestei călătorie trebuie să contribuie toate sectoarele, inclusiv sectorul autovehiculelor. Mi se pare foarte interesant că în ultimele săptămâni și luni, constructorii de mașini au dat răspunsurile corecte la, din proprie inițiativă. Dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, aproximativ o, o duzină din constructorii majori de autovehicule din Germania și din Europa au anunțat că vor să-și schimbe flota și să propună doar vehicule fără emisii Anii propuși au fost diferiți, dar perioada variază între 2028 și 2035. Așadar, ei s-au orientat în funcție de aceste obiective ambițioase. Apoi, aș spune că oamenii își doresc aceste modificări și a crescut enorm numărul de înregistrare a, a mașinilor electrice în ultimul an. Numărul lor a crescut de trei ori în Uniunea Europeană, deci cererea există și acesta este. Ne, ne aduce la a treia componentă. E foarte important să investim, mai ales din surse publice și din partea statelor membre și din partea bugetului european și trebuie să ne concentrăm pe inițiative cum ar fi, de exemplu, alianța pentru baterii. În multe state, aceasta este o condiție necesară pentru achiziționarea emisiilor fără, autovehiculor fără emisii, dar pentru asta trebuie programe de investiții enorme pentru punctele de încărcare cu electricitate sau pentru puncte de alimentare cu energie durabilă. Trebuie să impulsionăm această inițiativă. Și vedeți că acest pachet de ansamblu este un pas înainte, astfel încât pe baza inovării, pe baza investițiilor, și prin intermediul tehnologiilor curate să putem face progrese cu toate aceste modificări. Eu, sincer, cred că avem aici o abordare unitară, un pachet, un pachet care ne va duce la minus 55 până în 2030. Sunt sigur că părți din Parlamentul European și din statele membre unora nu le vor plăcea elemente din acest pachet. Însă am încercat să venim cu un pachet echilibrat. Dacă nu vă place un element din pachet, putem vorbi despre asta, dar nu puteți contesta obiectivul care trebuie să rămână minus 55% pentru că este consfințit prin lege. Dacă nu vă plac părți din pachet, puteți veni cu alternative care să ducă la aceleași rezultate. Suntem deschiși la această discuție, va trebui să fim deschiși. Și veți vedea că state membre și părți în Parlamentul European vor critica anumite părți ale pachetului, dar așa funcționează în Europa. Apoi începem să discutăm și găsim împreună soluții. La urma urmelor, cred că lumea este înjurată mai degrabă dacă va fi ceva echitabil, corect. Echitatea, corectitudinea este un punct crucial în statele membre și în societate și trebuie să fie povara Comisiei să dovedească că este ceva ce duce la solidaritate și echitate în această tranziție. Dacă putem dovedi acest lucru, rezistența, reticența va fi mai mică. Dacă nu putem dovedi asta, atunci vom fi uh, o, va fi mai multă reticență. Mulțumesc. Acum avem o întrebare din partea unui coleg la distanță, Matei Șipers. Uh, yes, <coughs> Matis here. Matei. Matei Șipers de la Dutch Financial Times. Am două întrebări pentru domnul Timmermans. Prima întrebare, care dintre aceste măsuri pe care le-ați anunțat astăzi vi se pare a fi cea mai dificilă de întreprins? Și a doua întrebare, dacă dumneavoastră, în calitate de social-democrat, credeți că fondul de aproximativ 20 miliarde pe an va fi suficient să combată sărăcia energetică în Uniunea Europeană? Nu am o preferință pentru care e mai dificile. Toate sunt dificile. Nimeni nu trebuie să-și facă iluzii că este ceva ușor de făcut. Trebuie să fim cinstiți. E greu. Dar trebuie să facem asta orice ar fi. Că despre uh, fondul social pentru climă mi se pare un instrument minunat. Pentru că poate nu numai să ne ajute să evităm ca cei vulnerabili care sunt supuși riscului sărăciei energetice din cauza acestor măsuri, să primească ajutor pentru a evita asta. Și mai mult de atât, putem aborda probleme deja existente de sărăcie energetică pentru că fondul va fi suficient de amplu pentru a aborda și această problemă. Deci sunt destul de entuziast. Dacă statele membre îmbrățișează această idee și putem impulsiona, cred că este foarte bine. Putem duce la o schimbare de comportament atât cei care sunt afectați, producătorii de energie, cât și uh, schimbarea tiparului de consum din partea cetățenilor, cu un sprijin ferm din partea Uniunii și din partea statelor membre. Mulțumesc foarte mult! Încă o întrebare din partea colegilor de la distanță. Canta, mai sunteți acolo? Oui, bonjour, Dana! bonjour à tous. Bună ziua, Dana! Bună ziua tuturor! Pot adresa întrebarea în franceză? Vreau să știu dacă considerați că măsurile actuale ar putea duce la evitarea unor mișcări sociale cum am avut în Franța cu um, legile Jean. Pute... sunteți de părere că măsurile sunt suficient de juste pentru a evita astfel de mișcări în viitor? Ceea ce facem, în mod explicit, este să recunoaștem că, în prezent, deja unor le este greu să-și plătească factura la lumină sau factura pentru mobilitate, de exemplu, pentru a conduce uh, o mașină. Și, în primul rând, să răspundem la această întrebare instituind acest fond social pentru climă. Este făcut special pentru a rezolva această problemă. Fondul respectiv va acorda ajutor direct pentru cei cu venituri mici și, în același timp, va face investiții în inovație, în așa fel încât, de exemplu, piața pentru autoturisme electrice este mai amplă. Și uh, știți că dacă cererea și oferta crescă, prețurile tind să scadă. De asemenea, ca sistemele de termoficare moderne să fie mai accesibile la preț și să fie instalate în case. Avem, de asemenea, noul val de renovare a clădirilor finanțate de Next Generation EU. Acesta este, deci, prima etapă. Apoi avem Next Generation EU și Fondul Social pentru Clima. După aceea, începem să construim sistemul de comercializare de certificate de emisii pentru transport rutier și clădiri, pentru a avea un răspuns pentru cei care nu se pot adapta, cărora le este greu să se adapteze din cauza veniturilor scăzute, dar, per total, să nu pierdem din vedere obiectivul general de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Până la urmă, dioxidul de carbon ne afectează negativ clima și mediul și cei care suferă cel mai mult sunt cei cu veniturile cele mai mici. Deci este în interesul nostru comun să îi susținem pe cei cu veniturile cele mai mici și să le arătăm calea și să arătăm societății cum putem îmbunătăți situația pentru locuință și mobilitate și în același timp protejând natura. Vă mulțumesc foarte mult. Aici încheiem conferința colegiului. Vă le mulțumesc comisarilor alături de noi. Rămâneți însă alături de noi pentru că în câteva momente comisarii Timmermans și Simpson vor susține o nouă conferință de presă pentru a prezenta una dintre elementele componente ale acestui pachet. Așadar, rămâneți în sală. Mulțumesc!